Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul de limba germană al Școlii de Limbi Străine Caundem din Sibiu. Mă numesc Inga Poitor și mi-am propus să promovez programele școlii noastre prin aceste scurte lecții prin care explic germana băbește pe românește. Am început de la zero cu alfabetul acum câteva episoade, iar astăzi am ajuns la ultima parte a alfabetului. Vom lucra din nou cu share screen și înainte să continuăm, aș dori să amintesc din nou datele noastre de contact în caz că veți dori să veniți la o ședință de probă la cursurile noastre de limbă străină pe care le ținem online și anume adresele sunt germana@k-m.ro pentru limba germană, engleza@k-m pentru limba engleză, iar numerele de telefon pentru germană 0746-301837 și pentru engleză 0745-439981. Am ajuns la combinația S-C-H, da? Pronunțat Ș în germană. Am ales două cuvinte ca exemplu și anume cuvântul Schule, Schule, care înseamnă școală, și cuvântul Schreiben, Schreiben, care înseamnă a scrie. Ne aducem aminte cu această ocazie de două reguli importante și anume că scriem substantivele cu literă mare, adică cu majusculă, da? Schule, am scris cu S mare. Și celelalte cuvinte firește cu literă mică. Aici avem verbul schreiben, schreiben, a scrie. În schreiben observăm, da, din nou, că virgulă, combinația E cu I se pronunță ai, schreiben. Deci avem S, H, H, da? Ș, E cu I, ai, schreiben. Și încă o observație pe care o recapitulăm și anume faptul că atunci când litera E se află pe penultimul loc, marchez cu roșu, pronunțăm E. Deci este un cuvânt mai complicat acest schreiben, dar este foarte des întâlnit, da? Deci schreiben. În regulă mergem mai departe la litera T, care este neproblematică, se numește T, cu acel E mai ascuțit, T. Și două exemple cu această literă, torte, torte, acest cuvânt seamănă foarte bine, da? Cu substantivul din limba română, tort, încă o dată, torte. Și celălalt exemplu, cuvântul tochter, tochter, care înseamnă fică. În acest cuvânt am marcat din nou combinația C cu H, care aici se pronunță H olandez. Dacă revedeți episoadele anterioare, veți găsi și lecția în care am explicat că C cu H se poate pronunța în două feluri. Da? În tochter avem acest H olandez, care iese prin gât, ia? Tochter, un H care zgârie. Și am avut și exemple în episoadele anterioare cu H din Mișnea, l-am botezat neștiințific, ca în cuvântul Ich, care înseamnă eu. În regulă, deci repetăm, torte, torte, tochter, tochter. Ajungem astfel și la U, din nou, fără probleme, la această literă, am ales două exemple. Cuvântul ur, ur, care înseamnă ceas, și aici ne aducem aminte de regula care spune că litera H nu se pronunță când este în cuvânt. Ur, ur. Și al doilea exemplu, cuvântul urlaub, urlaub, care înseamnă concediu. Vedem din nou că ambele substantivele am scris cu majusculă. Ajungem la litera V, care în germană se numește V, și aici trebuie să ținem minte că pronunțăm F în cuvinte. Am ales ca exemplu cuvântul Vater, Vater, care înseamnă tată.
Da? Am și marcat cu albastru accentul, Vater, și dacă vă luați notițe, atunci desenați și dumneavoastră o bulină sub A, Vater. Și al doilea exemplu, cuvântul Fir, Fir, care înseamnă patul, da? Deci nu citim Vier, ci, cuvânt, ci citim Fir și ne aducem aminte că I cu E, da? I cu E se citește I. Bun. Repetăm. Vater, Vater, Fir, Fir. Și marchez, da, V cu galben ca să se vadă mai bine. Deci, Vater și Fir. Urmează W, care se numește V în germană, în cuvinte se citește V, ca de exemplu în Wasser, Wasser înseamnă apă, sau Walter, Walter, care este un prenume masculin și îl întâlnim și în engleză, se vede diferența, da? În engleză am fi pronunțat Walter, da? În germană Walter, Walter. Deci trebuie să avem grijă să nu citim cu U, da? Deci nu Walter, nu Wasser, ci Wasser, Walter. Urmează litera X. Nu sunt diferențe față de limba română. Se va auzi un KS în majoritatea cuvintelor. De exemplu, Xerox. Xerox, există și la ei acest cuvânt. Așa. Xerox. Și am ales un cuvânt mai rar folosit în limba germană, un instrument care se citește Xylophon. Xylophon. Și accentul îl marchez cu albastru și vă rog și pe dumneavoastră să desenați o bulină sub acest O mai ascuțit, da? Repet, Xylophon. Nici în română nu apare foarte des xilofonul în viața de zi cu zi, dar am ales acest cuvânt ca să ajungem și la litera U. Da? Ați văzut că am pronunțat Y ca și U, deci ne notăm, da? Y se numește Y, Y, așa, și se pronunță, da, în cuvinte, în cuvinte, se citește ca și această literă I, pe care voi explic imediat. Așa. Bun. Deci, repet, Xylophon. Xylophon. Și ajungem la acest I, care este un U cu două puncte. Iar la U ar trebui să ținem minte că nu se citește U. Da? Deci, ați văzut că am citit xylophon. Ne gândim la sunetul din franceză. Am ales aici două exemple. Cuvântul über, über, care înseamnă deasupra sau peste, über. Și cuvântul Übung, Übung, exercițiu. Deci, singurul pericol mare aici este să nu citim IU, deci nu Über și nu Übung, ci Über și Übung. Și mă întorc încă o dată și la exemplele cu X, deci Xerox e clar, dar Xylophon este o provocare, Xylophon, repetați în fața oglinzii, Xylophon, Xylophon. Respectiv, cele două exemple cu U, Über, Über și Übung, Übung. Bun. Aceste două puncte pe care le-am văzut acum pe U se numesc umlaut. Deci dacă auziți în diferite
filmulețe despre U umlaut, oder A umlaut sau O umlaut, da? Deci se referă la faptul că aceste litere primesc două puncte. Să vedem cum arată, cum pronunțăm O cu două puncte, azi O mit umlaut. În niciun caz nu citim Io. Din nou ne gândim la sunetul din franceză și avem noroc că majoritatea dintre noi am auzit un pic de franceză în școală, deci U și E, dacă suntem atenți, nu vor fi o problemă. Din nou trebuie să avem grijă să nu citim Io. Am ales și aici două exemple. Îl, îl, care înseamnă ulei, îl, și un cuvânt un pic mai lung, ecologiș, ecologiș. Și aici marcăm din nou accentul. Da? Desenăm și o bolină în punctul de, dumneavoastră puteți să faceți mai mare. Deci ecologiș, ecologiș. Și îl, îl. Cum să nu pronunțăm, în niciun caz iol și în niciun caz iocologiș. Da, am încercat să imit pronunții greșite, repet acum corect. Îl, îl, ecologiș, ecologiș. Bun. Mai avem o literă cu două puncte, cu umlaut. Și anume A cu două puncte, A mit umlaut, care se citește E. Am ales și aici două exemple. Exemplul Egypten, care înseamnă Egipt, Egypten, ne ajută și cu acest Y să revedem, da? Deci A mit umlaut, ea, A cu două puncte, se citește E. Și acest Y, pe care l-am văzut mai sus, îl marchez cu albastru și ne aducem aminte că se citește ca și U cu două puncte, acel U. Deci, Egypten. Egypten, în niciun caz Egypten. Da? În niciun caz Egypten, ci Egypten. Egypten. Și am ales încă un cuvânt care înseamnă mânecă, ermal. Ermal. Și aici vedem că litera E se pronunță ă când se află pe penultimul loc. Da? Repetăm și această regulă. Bun, deci încă o dată, Egypten, Egypten, ermal, ermal. Avem și o combinație de litere în care vedem două puncte și anume A cu două puncte însoțit de un U. Această combinație se citește OI. Și am ales și aici două cuvinte. Häuser, Häuser. Vedem că litera E, care se află pe penultimul loc, l-am citit A. Respectiv Sträuße. Sträuße, care înseamnă buchete. Și aici repetăm acea regulă care spune că atunci când combinația S cu T se află pe primul loc în cuvânt, pronunțăm Ș T. Deci, repet, Häuser, Häuser, Sträuße, Sträuße. Bun. Ajungem și la o literă specială pe care nu o avem în limba română și anume acest S care seamănă cu un V cu codiță lungă. Dacă luați acum notițe, încercați să trageți codița S-ului, da, pe stânga un pic mai lungă, să arate ca un V cu codița mai lungă. Această literă se numește Scharfes S. Am scris, am transcris și cum citim, Scharfes S, adică este un S ascuțit, un S accentuat. Am explicat aici cuvântul Scharf, care înseamnă tăios sau ascuțit, dar înseamnă și condimentat sau iute. Deci, Scharfes S este un S ascuțit, un S accentuat.
Și aș dori aici să vă explic că acest șarfăses nu poate fi înlocuit cu 2 de S, chiar dacă nu aveți tastatură pentru limba germană, ar fi ideal să căutați acest simbol, pentru că ar fi o greșeală ortografică să înlocuiți automat șarfăses cu 2 de S. Și aici aș dori să vă explic și o regulă ortografică, care constă din două părți, și anume, este o regulă care conține două părți, și anume, când vocala de dinaintea sunetului S este pronunțată scurt, vom scrie 2 de S. Da? Prin vocală mă refer la A, E, O, U. Și anume, de exemplu, în cuvântul flus, plus, se aude că am pronunțat sunetul U scurt. Da? Plus. Și atunci va urma să scriem 2 de S. Plus înseamnă râu. Plus. Celălalt exemplu este cuvântul adrese. Adrese, care înseamnă adresă. Observăm și aici că sunetul E l-am pronunțat foarte scurt și atunci scriem 2 de S. Adrese. Adrese și plus. Bun. A doua parte a regulii, când vocala de dinaintea sunetului S este pronunțată lung, vom scrie șarfăses. Și aici am ales cuvântul fus, să se audă că pronunț lung, da? Fus, care înseamnă picior, mai exact laba piciorului, respectiv heißen, heißen, care înseamnă a se numi. Vedem și aici pronunție lungă înainte de S, heißen, și în general, dacă avem diftong, adică două vocale, pronunția va fi lungă, da? Heißen. În germană am văzut mai multe combinații de litere, da? E cu I, I cu E sau E cu U. În aceste situații, dacă urmează un S, va fi șarfăses. Heißen, fus, comparat cu plus adrese. Repet, plus adrese, apoi fus, heißen. Și am ajuns în sfârșit și la Z, care în germană se numește Z, iar în cuvinte se citește Z. Cu exemple, cuvântul Zahl, Zahl, care înseamnă număr. Aici recapitulăm și regula care spune că litera H în cuvânt nu se aude, Zahl. Și cuvântul Zebra, Zebra, care înseamnă zebră. În regulă, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și acest episod și sper să ne revedem în curând. Să rămâneți sănătoși! Bleiben Sie gesund und bis bald!